mi-au scris unii pe Instagram și m-au întrebat cum pot să facă bani și le-am și zis. Eu sincer asta aș face. Dacă astăzi aș avea doar 1000 de euro, i-aș investi în... Hei, eu sunt Andrei și astăzi facem un nou vlog cu Bogdan Căpușan și un Rolls Royce Ghost. Fără numere. Fără numere, că le-a furat lumea. Se fură la București numere. Și Bogdan a venit la București cu ceva treabă. Mergem cu Rolls-ul să ducem la service. De ce? De ce? Pentru că v-am mai prezentat celor care mă urmăriți o problemă de anul trecut. Să dăm jos mirositorul. Plasticul acesta s-a nenorocit din cauza mirositorului, da? Să nu-l țineți aici lipit de mașină, că uite, vă distruge plasticul, da? Cred că doar plasticul ăla are un preț de 400-500 de euro, nu? Nu cred, să sperăm că nu. Las mașina acolo dacă... Da, deci pentru 4 cm de plastic la Rolls, un plastic ce a oxidat din cauza unui odorizant la 3 lei, totalul e de 1456 de lei. Acest Ghost are un motor de 675 V12, un motor uriaș. Avem un set de jante pe 21, sunt uriașe. Celebrele capace ce stau mereu aliniate. A fost cu mașina la service să-mi schimb cauciucurile și nu puteam să dăm jos capacele la service. Și eventual hai să vă arăt cum se dau jos capacele, dacă vreți să le furați. Ok. Deci practic dacă ai ventuza asta poți să furi ventuza capacele. Magică, da. O pui pe capac. Și aici capacul. Și așa se fură capacul la Rolls. După cum vedeți, înăuntru rugină. Ei, rușine, rușine Rolls. Dacă nu îl urmăriți încă pe Bogdan, o să-i las jos în primul rând în descriere linkul către canalul de YouTube, profilul de Instagram. A început să posteze din ce în ce mai des pe YouTube, am văzut în ultima vreme. Eu oricum îl urmăresc de ceva timp. Primul clip pe care l-am văzut a fost cel cu Brabusul și cu preotul, mi se pare. Da, da, da. Să ajungem și vii, știi? De atunci am început să te urmăresc și... Ce să mai, nu uitați să-i dați un follow, un subscribe pe canalul de YouTube și noi chiar acum o să mergem să luăm un Cullinan cu care o să filmăm astăzi. Însă înainte să trecem la Cullinan, haideți să vedem și interiorul Ghost-ului. Cam așa arată și bancheta din spate. Steluțele pe cer. Steluțele pe cer, da. Deci avem și o băsuță de... Așa, televizor. Ai tot confortul și ca să nu te obosești prea tare când închizi ușa, ai un butonaș la care apeși. Bun, acum să-ți dau ție umbrela și îți dau 30 de secunde ca să deschizi umbrela asta, dar fără să o strici, da? Okay. Dă-mi asta. Wow. Trebuie să aibă un buton secret sau ceva? Doar eu mă fac de râs sau...? Nu, nu, nu. Nici eu n-am știut. Trebuie să aibă un buton sau ceva pe aici? Nu are niciun buton. Și eu am tot căutat butoanele. One eternity later. Nu, no, cred că mă dau bătut. Okay. Unde ține e de ea? Magia? Trebuia să tragi de aia? Da. Ah, am înțeles. Da, tragi. Mai ales că ai zis să nu o strici, credeam că e mai fragilă și de aia să nu trag să... O singură dată am încercat să folosesc umbrela. Și atunci am înțepenit-o în prostia aia, că mă grăbeam cu ploua torențial. Dar, da, ăsta e mecanismul de funcționare. Am înțeles, da, foarte e destul simplu. De complicat. N-aș fi zis că trebuie să împingi de chestia aia. Da, dar nimeni nu știe și mă amuz. Da. Bine, nici eu n-am știut, stați liniștit, că am căutat pe YouTube până mi-a și pe eu până am găsit. Cum se deschide. Da. Și aici este celebra umbrelă de la Rolls. Cu calarismul, îl ascundem aici ca să nu comentați. Da. Și am chestia asta pe bord, inestetică, pentru că în mașina asta nu funcționează GPS-ul, nu funcționează telefonul deloc. Și ca să prind Waze, doar acolo funcționează, să zic, în 50% din timp. În rest nu funcționează deloc. Nu ai internet în mașină, semnal foarte prost la telefon, nu știu dacă e din cauza antifonării. Chiar n-am mai auzit chestia asta, să nu da, ai... Deci să nu ai Wi-Fi în interiorul unei mașini. Ok, înainte să ajungem la reprezentanță și să luăm Cullinan-ul, haidem primul rând să ne prezentăm cum trebuie. Eu am 20 de ani, ca de început așa. Eu nu zic.
E un secret. Nu, de, știi de ce nu zic? Că mă întreabă foarte mulți, sigur, prietenii știu și asta. Din considerente de safety nu zic ca să nu-mi ghicească CNP-ul. Pentru că am pățit o chestie la un moment dat, da. Și de-aia nu zic, cu un card care mi-a fost clonat și era ceva security question. Și primesc foarte des întrebarea, ție sigur îți spun în particular, dar de-aia nu zic. Deci nu am o problemă să-mi ascund vârsta sau ceva. Da. Tot e o chestie de security și primeam noaptea... Dimineața când m-am trezit, de fapt, aveam de la bancă o grămadă de notificări, erau tranzacții pe un card de-al meu prin Malaezia, prin mama dracului. Ca și ocupație știu că te ocup cu imobiliarele. Da, imobiliarele și racing, când pot. Care e cea mai mare viteză pe care ai prins-o vreodată cu o mașină? 362. În Germania, bănuiesc. Pe nu. Autobahn, nu? A, am înțeles. Cu ce mașină? Cu Ferrari F12. Știu că mai ai în garaj un Urus. Da, Urus, am două Ferrari-uri vechi. Ce model? Un 512 TR din 94, V12 și un 348 Cabrio, adică Targa. Mi-ai spus că săptămâna viitoare o să vii cu Urusul, da. Și facem un vlog. Să rupem în două, mașina perfectă. Dacă vreți să facem un car vlog săptămâna viitoare cu Urusul, nu uitați să băgați un like, un comentariu și un share, să-i dați un subscribe și lui Bogdan, un follow pe profilul de Instagram, o să le găsiți acolo pe toate jos în descriere. Ai TikTok? Am și TikTok, da, și de TikTok? O săptămână, da. 2 hours later. Și cam așa arată Rolls-Royce Cullinan, probabil cel mai elegant SUV. Avem un motor de 6.75 ce dezvoltă 571 de cai putere. În partea din față avem o grilă uriașă. Mașina vine echipată cu un set de jante pe 21 și anvelope continental. De asemenea, în partea din fața a mașinii avem și lapis de rezistanță, după cum ar zice Dorian Popa, Spirit of Ecstasy. Rolls-Royce Cullinan este probabil cel mai versatil model din gama Rolls și de asemenea este o mașină foarte mare, elegantă și extrem de impunătoare. Însă vei afla cât de mare este cu adevărat mașina abia atunci când vei ajunge și în partea din spate. Însă cel mai important aspect la un Rolls este cu siguranță interiorul. Avem ușile clasice suicide doors și cam așa arată interiorul lui Cullinan. Oriunde te uiți în mașină găsești doar elemente de cea mai bună calitate. Efectiv, oriunde te uiți și pe orice îi pune mâna găsești doar elemente și finisaje de calitate. Bun, haideți să ne urcăm la volan. Ușa se închide prin acest buton și cam așa arată interiorul. Și de asemenea pentru închidere cum ți se pare față de Ghost? Primul rând are trapă. Da. Pe urmă, mai silențios, aș spune chiar sensibil mai silențios, mai confortabil. Mașina pare mult mai mică decât e în realitate, pentru că de fapt e cât un Ghost, dar chiar se simte mai sensibil, mai mică la manevrare. Cred că din cauza direcției spate și nu știu, și la suspensie ce au făcut. Asta e mult mai stabilă. Cum stă treaba cu Spirit of Ecstasy, adică cu acea statuetă atunci când încearcă cineva să o fure? Știu că de obicei ar trebui să coboare instant, să nu te lasă să simți. Da, coboară instant. Okay, hai să vedem. Ok, haideți să facem acum testul de România. Da. Și a pornit și alarma. Și acum fugim că e poliția lângă noi. Știu că atunci când ai luat Rolls-ul, ai luat un discount pentru că ai luat două. Da. Și al doilea a fost un Rolls-Royce Dawn, un da. Cabrio. Da. Era foarte frumos, acel albastru cu alb. Da. Da, am rămas foarte, foarte surprins când l-am configurat. Aveau un configurator, sigur, acum cel mai tare configurator îl au Ferrari. Deci când te duci, efectiv tot ce trece prin minte și nu trece, poți să vezi pe configuratorul acela, spune pe un televizor imens, da. Îți întoarce mașina, îți deschide ușa, îți o rotește, vezi. Adică tu zici vreau cusătura asta aici, acolo, ei ți-o pun pe ecran, îți deschide ușa, vezi din toate unghiurile, foarte, foarte șmecher. Am vrut o chestie atunci care nu era în configurator, da. Să mi se facă. Și au sunat la fabrică,
Și în 30 de minute mi-au zis deja o chestie complet custom și aici mă refer la partea de jos care era un plastic. Dacă pui și aici mâna simți, deci partea de jos da. Este plastic. Am vrut să fie din piele exact în nuanța mașinii. Nu-mi plăcea plasticul ăla de acolo. Și mi-au zis, ok, ți-l facem. Care nu cred că e așa de simplu să îmbrace plasticul ăla. Deci mi s-a părut foarte foarte prompt, adică într-o jumătate de oră să zic că putem să facem chestia asta care nu știu câți clienți au mai cerut plasticul ăla să fie din piele. Da, e bine că au putut să fie flexibil și să-ți dea exact ce vrei. Și pe lângă asta ai mai luat și un discount, că ai luat două. Da, exact. Ce părere ai din experiența pe care ai acumulat-o până acum? E o perioadă bună să investești, de exemplu, în acțiuni, stock market, bursă? Da, bursa, categoric. Întotdeauna când vine o criză, bursa e prima care reacționează, cea mai volatilă. Da. Au scăzut, au căzut în cap toate. Și eu dacă aș fi, că multă lume m-a întrebat, ce aș face cu banii, sigur banii mei sunt investiți în alte părți, dar dacă aș avea astăzi 10.000 de euro sau 1.000 de euro, i-aș investi la bursă, nu o să vă spun eu unde, în ce firmă, pentru că asta trebuie să vă faceți homework-ul. Căutați în primul rând o firmă de tradiție cu solidă, da, care a căzut acum, au căzut acțiunile din cauza panicii. Aș investi la bursă și pe urmă aș căuta să investesc, să-mi deschid un business online, pentru că online-ul în România este încă într-o stare incipientă față de ce este în străinătate și vezi, cred că acum foarte multă lume a realizat pe perioada asta, care două luni n-am putut să ieșim din casă, că se pot face cumpărături și din fața calculatorului și eu sincer asta aș face. Dacă astăzi aș avea doar 1.000 de euro, i-aș investi în stock market. Și pe urmă aș deschide un magazin online. Și că tot vorbeam despre investiții de Bitcoin, ce părere ai? Per total, avantaje, dezavantaje, că oricum e destul de volatil și destul de riscant să investești acolo. Da, nu, eu sincer nu mi-aș pune toți banii în Bitcoin. Eu am investit la un moment dat în cripto, da. O perioadă de vreo 2-3 luni, dar nu în Bitcoin, am avut alte monede, 3 monede, care toate sunt legate de Bitcoin, deci... Bine, erau valori foarte mici la monede, am mers așa un pic la risc, dar îți spun sincer, nu am putut, două sau trei luni cât am investit acolo, nu am putut să dorm noaptea, pentru că așa de tare, atât era de volatilă piața și nu știu, trebuie un stomac foarte azi tare. Azi era un preț, mâine scădea de da, tot. 30%, deci am avut, că mi-au scos la un moment dat, 60% tot portofoliu, nu mai puteam să dorm noaptea. Pe urmă a crescut la loc și asta, dar nu știu, cred că doar cineva... Reface banii foarte, foarte ușor, se poate implica în așa ceva. Dacă ai muncit pentru banii aia sau dacă ai muncit la viața ta și ai, știi, valoarea banului, se vezi așa cum dispare și cum, nu știu, eu unul nu pot. Și uite, încă o întrebare ce mă interesează și pe mine ultima vreme. Eu vreau să-mi investesc banii într-un loc și mă gândesc ori la piața de acțiuni, ori la imobiliare. La imobiliare, clar, ai nevoie de o sumă mai mare de bani pe care să o investești, ai nevoie de un start mai mare. La bursă poți să începi și să investești 1000 de euro și cam atât, dar în real estate, aici așa nu prea ai ce să cumperi cu 1000, 10.000, 20.000 de euro. Adică ok, de la 30.000, să zicem, cumperi o garsonieră, o pui la închiriat. Dar cum ai vedea-o tu? Pentru că nu știu, mie îmi place mai mult zona asta de imobiliare, să merg pe imobiliare sau să investesc în piața de acțiuni. Uite, să știi că lumea are percepția asta greșită că în imobiliare ai nevoie de foarte mulți bani. Imobiliarele sunt o industrie foarte mare și la fel cum, uite, poate ne uităm la clădirea asta de birouri, ea valorează zeci de milioane de euro, da, poate. Da. Dar în spatele ei poate stă o finanțare, poate stă un proprietar sau poate stau 5 proprietari sau 10 proprietari. Fiecare clădire sau bun are o poveste. Nu cineva a venit cu banii jos și a plătit 60 de milioane pe clădirea asta. Mi-au scris unii pe Instagram și m-au întrebat cum pot să facă bani și le-am și zis. Nu neapărat trebuie să cumpere apartamentul ăla ca să faci bani. Eu ce aș face dacă aș avea, uite, să fiu un locutor, dacă aș avea 10.000 de euro, m-aș duce astăzi la un dezvoltator. În primul rând trebuie să te asiguri că și termină acel proiect. Da. Este un dezvoltator serios și dacă are un proiect în faza de construcție, m-aș duce și aș achita un avans pentru un apartament și în absolut toate proiectele serioase, la finalul proiectului prețul este altul al apartamentului. Tu poți să te duci să-ți cumperi un apartament de, îți dau un exemplu, 80.000 de euro, să dai astăzi un avans de 10.000 de euro și
peste un an jumate, când e gata apartamentul, blocul acela, să vinzi apartamentul cu 100.000 de euro. Și tu la 10.000 de euro investiți, câștigi 20.000 de euro, ai un profit de 20.000 de euro. Deci ai făcut 200% profit. Deci practic nu există un buget de început. Da, nu străbă sute de mii de euro. Caz concret, persoane care au făcut cu 3.000 de euro avans au făcut 20.000 de euro din 3.000. Dacă doar asta faci și dacă faci asta pentru speculă, pentru că sunt investitori imobiliari, sunt dezvoltatori imobiliari, sunt constructori, investitor imobiliar de fapt este un speculant, da? Care, da, la fel ca și cel care dealerul de mașini sau samsarul de mașini, da? Mm. Sună urât samsarul. Este nu-i diferit față de florăria de acolo, da? Care își la ia florile cu un leu și le vinde cu un leu 50. La fel, toată lumea trăiește dintr-un comerț sau are dreptul să facă chestia asta. Da, clar. Deci, practic, dacă ar fi să le pui în balanță, mai de viitor ar fi stock market-ul sau imobiliar? Adică, nu știu, mie imobiliarul e cel mai safe, cel mai safe lucru, da. Și statistic dovedit, de 600 de ani, prețul imobiliarilor doar cresc. De 600 de ani. Acum, că vine o criză și o perioadă extrem de scurtă, 6 luni, un an, stagnează sau poate au un mic dip și scad puțin, da, se poate. Dar pe urmă o să tot crească. Și în București o să vedeți peste 10 ani cât o să fie prețul. O să fie mii și mii de euro fiecare. Eu știu, am vrut să cumpăr un apartament în München acum 4 ani și era 4.000 de euro metru pătrat și am zis că e scump. Și acum e 10.000 de euro metru pătrat. 10.000 de euro, nu mi-am venit să cred. Deci doar crește peste tot, ce să mai vorbim de UK și alte zone unde sau Paris sau unde. Da, păi o să-ți urmai sfatul și o să încep să investești și eu în. Să știi că noi, pământul doar ăsta e, cât e, nu să facem mai mare, în schimb populația tot crește. Bun, vezi, pe cam ăsta a fost și vlogul de astăzi. Nu uitați să-l urmăriți pe Bogdan pe canalul de YouTube și pe profilul de Instagram și pe TikTok de asemenea, Twitter, da. Nu știu dacă mai e sau. Și săptămâna viitoare filmăm un vlog cu ursul. Da. Cu o rusică care acum are cauciucuri de vară, este bucuros, are rodajul făcut, putem să facem ce vrem. Ursul are 600 de cai, nu? 650. Da. Deci dacă vreți să facem vlog cu ursul de 650 de cai, haideți să strângem la clipul ăsta 20.000 de like-uri și să facă Bogdan câți follower ai acum pe Insta? Ia să facă 300.000, hai. Să facă 300.000 pe Instagram și filmăm cu ursul. Eu am fost Montreal, până data viitoare, v-am pupat. Pa!